Definitiv Marin Condescu, fostul lider sindical al minerilor și fost președinte al clubului Pandurii, a fost condamnat. Marin Condescu, fost președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu și fost lider sindical, a fost condamnat, joi, la 3 ani de închisoare cu suspendare. El a fost găsit vinovat de un subliniere fals un înscrisuri sub semnături privat. Sentința a fost dat de C3 Curtea de Apel Craiova, decizia fiind definitiv. Inițial, pe 9 iunie 2017, Marin Condescu fusese condamnat tot la 3 ani de închisoare cu suspendare, de C3 magistrații Tribunalului Olt. Fostul vicepresubliniere-dinte al echipei, Viorel Temelescu, a primit o condamnare de 2 ani sublinierei 4 luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la sublinierei uz de fals. Marin Condescu sublinierei Viorel Temelescu au fost reținuți în 12 noiembrie 2013, dar propunerea de arestare preventivă a fost respins. Marin Condescu sublinierei Viorel Temelescu au fost acuzați de falsificarea a 3 contracte de cesiune de creanțe cu o firmă care asigura tichete de masă pentru minerii din sindicatele conduse de cei doi, însă judectorul de caz menționa că prezentarea celor 3 contracte ca fiind false este făcut în mod lapidar, ferea să indica, măcar succint, în ce const falsul sublinierei cine ar fi semnat în fals din partea Pandurii. Condescu era acuzat sublinierei ce ar fi împrumutat de mai multe ori clubul Pandurii cu bani împrumutați de la banc, iar la returnarea sumelor acesta ar fi retras sume mai mari, în contabilitate nefiind înregistrate toate operațiunile, el fiind acuzat de delapidare sublinierei sepelare de bani, prejudiciul fiind estimat la 2,6 milioane lei.